făcut o comparație cu alte trei țări cu care ne putem compara din punct de vedere al cadrului de politică monetară, Cehia, Polonia, Ungaria, din punct de vedere al creșterii economice. Într-adevăr, n-am sărit, ca să zic așa, calul cu o creștere economică peste Ungaria. A fost destul de ridicată, dar am evitat recesiunea. Politica monetară o calibrăm de așa manieră încât împreună cu guvernul să evităm intrarea țării în economie în recesiune, pentru că avem o problemă fiscală grea, deficite gemene. Dintre cele patru țări, România are situația fiscală cea mai dificilă și o recesiune face această situație și mai grea, greu de controlat și de administrat. Aici cursul de schimb, particularitatea noastră, cu război la graniță, cu criză energetică masivă, nu? Pandemie sau după pandemie, asta ne mai trebuia să fi lăsat cursul să zburde. Și acum răspundem la mai multe solicitări, inclusiv din partea unor partide politice, care au spus, domnule, atenție să nu printați banii. În sfârșit, acum, ideea cu tipărirea banilor e generică, noi avem o abordare mult mai completă sau complexă asupra acestui lucru.